Weekend plin cu accidente în județul nostru. Pompierii militari au intervenit la două accidente rutiere. Primul accident s-a produs sâmbătă în municipiul Drobeta-Turnu Severin, iar cel al doilea pe raza localității Hotărani. În urma accidentului produs pe raza localității Hotărani, două persoane conștiente au primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD și SAJ, ulterior fiind transportate la unitatea de primiri urgențe din Drobeta-Turnu Severin. În cursul zilei de duminică, un echipaj de pompieri din cadrul stației Vânjumare a intervenit cu o ambulanță smurt la un accident rutier produs pe raza localității Hotărani. În urma accidentului, două persoane conștiente au necesitat îngrijiri medicale de la echipajele smurt și saj, ulterior acestea fiind transportate la unitatea de primiri urgențe din drobeta Turnu Severin. Primul accident fiind produs sâmbătă la intersecția străzilor Traian cu Chiselev din municipiul drobeta Turnu Severin. În urma accidentului, trei persoane conștiente au fost fost evaluate de paramedicii zmurd, iar după acordarea îngrijirilor medicale, două dintre acestea au fost transportate la spital. La locul evenimentului, pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor, prin deconectarea bornelor celor două autoturisme.